dreptul la identitate, o resursă pentru clasa a cincea. A avea un nume, a ști când și unde te-ai născut, a ști cine sunt părinții tăi, sunt elemente ale identității fiecărui om. După naștere, copiii primesc un act pe care îl eliberează primăria din localitatea în care s-au născut, certificatul de naștere. În el sunt trecute numele și prenumele copilului, data nașterii, localitatea unde s-a născut, numele și prenumele părinților, precum și cetățenia copilului. Fiecare persoană are înscrisă în certificatul de naștere un cod numeric personal, cunoscut sub prescurtarea de CNP. Aceste cifre reprezintă în ordine sexul, anul, luna, ziua nașterii și codul județului. După cifrele aferente zilei de naștere, în CNP sunt înscrise alte două cifre care reprezintă județul sau sectorul pentru municipiul București, unde persoana s-a născut. Celelalte trei cifre reprezintă codul unic al persoanei. Cetățenia indică statul care se obligă să-ți recunoască și să-ți protejeze drepturile. De exemplu, a avea cetățenie română înseamnă că statul român este cel care îți recunoaște drepturile, se obligă să le respecte și să te ajute dacă acestea sunt încălcate. De la 1 ianuarie 2007, România a devenit membră a Uniunii Europene, iar cetățeniei române i s-a adăugat cetățenia europeană. Toți cetățenii români, inclusiv copiii, sunt de atunci și cetățeni europeni. Aceasta înseamnă că alături de statul român și Uniunea Europeană îți apără drepturile. Certificatul de naștere este cel mai important document prin care îți poți dovedi identitatea în fața celorlalți. Când ai fost înscris la școală, a fost prezentat certificatul tău de naștere. La fel s-a întâmplat și când ai fost înscris la medicul de familie sau atunci când ți s-au stabilit dreptul la alocația de stat pentru copii. În unele comunități apar situații în care, din diferite motive, unii copii nu au certificat de naștere. Dacă cunoști astfel de copii, încearcă să îi ajuți, pentru că și dreptul lor la identitate trebuie respectat. Puteți face acțiuni comune la nivel de clasă sau individual, prin care să soliciți reprezentanților autorităților din localitatea ta să elibereze și acestor copii certificate de naștere. Activitate în clasă. Asociază numele personalităților cu domeniile de activitate în care s-au consacrat. Albert Einstein, Cristiano Ronaldo, William Shakespeare, Nadia Comăneci, George Washington, Henry Ford, Leonardo DiCaprio, precum și domeniile de activitate. Leonardo DiCaprio, de exemplu, este un cunoscut actor născut în Statele Unite ale Americii. O resursă educațională elaborată în cadrul proiectului CRED.